Record de decese provocate de COVID-19 în ultimele 6 luni, după ce încă 29 de oameni au fost răpuși miercuri de noul coronavirus. Ultimele victime sunt 14 femei și 15 bărbați cu vârste cuprinse între 60 și 94 de ani. Astfel, bilanțul celor care au murit din cauza bolii se ridică la 7105. Tot joi s-a înregistrat și cel mai mare număr de cazuri de îmbolnăvire din ultima perioadă. Astfel, au fost confirmate alte 2052 de cazuri de COVID-19 după procesarea a 11372 de teste. Potrivit ministrului Sănătății Alan Emerenco, numărul infectărilor este atât de mare pentru că în statistica de miercuri au fost incluse și o parte dintre cazurile detectate luni, dar neraportate. Situația a fost cauzată de faptul că luni a fost realizată pentru prima dată integrarea rapoartelor în certificatul digital COVID, iar unele laboratoare nu s-au isprăvit cu această misiune. Dintre cazurile noi, 41 sunt cadre medicale, iar 10 persoane au adus virusul de peste hotare. Potrivit Ministerului Sănătății, în spitale sunt internați 2009 pacienți, dintre care 177 se află în stare extrem de gravă, iar 19 sunt intubați. Este și o veste bună, alte 1345 de persoane s-au vindecat de COVID-19 pe parcursul zilei de miercuri.